Mihai Butnaru este mecanic de profesie, dar e pasionat de medicină. Altele sunt ei, vărușoarele sunt așa mai tine, dar ei de pe seama așa milise. Pentru Mihai Butnaru, din satul Costuleni, livezele și grădinile din preajmă au devenit o adevărată farmacie. Bărbatul culege aici peste 20 de specii de plante. Potrivit lui, după combinarea corectă a plantelor, ele devin medicamente pentru 10 de boli. Bărbatul spune că s-a convins de efectul benefic al plantelor medicinale, iar printre pacienți au fost și membrii familiei sale. Am avut și cu ficatul probleme cu ani în urmă și l-am chiar să ieși mie și mergeam la control și mă întrebam și mea și dieta e ținut că l-am atare s-a schimbat cu tătușe. Și eu le spuneam, ia că cu ceaiul este de plante medicinale, tratamentul ISA, naturist, cum se spune, el tratează mai bine, mai bazat, numai el mai înșietul ca și al medicamentos. Și unii localnici susțin că au apelat la ajutorul lui Mihai Butnaru. Am băut ceaiul și din salcăm, și din mușețel, și din mente, care mai rău acolo, nu mai țin minte, dar am băut și sunt mulțumit de ele. Medicii spun însă că aceste preparate ar putea fi periculoase pentru sănătate. Plantele nu trec un control așa, să zicem, fitologic în laboratoare speciale. Sunt momente diferite, că fiecare pacient ar trebui să treacă un control medical, să știe cel puțin. Dar așa știți mai mult din spus, neștiind niște subtilități. Asta ar fi un pericol. 100 de grame de plante medicinale costă în medie 10 lei.